Vorbeam de faptul că plec la Sfântul Gheorghe și că de am înregistrez emisiunea. Acolo am văzut pe blogul Adelei Pârvu, nu să să intra să, să, să vedem, toată lumea trebuie să intre acolo să vadă ce fain e. Mă, oameni care țin cu dinții de meșteșuguri. Și acum, dacă mă întreb repede ce am făcut eu în cei 10 ani de la TVR, cât am stat la TVR, pot să zic Așa, despre dosarele Revoluției, dar dacă mă întreb care ce mi-a rămas în suflet, un reportaj cu ultimul potcovar din Ardeal. Un tip culmea tânăr, care zicea, domnule, nu renunț la... Eu lucrez și la gaz, dar eu nu renunț la potcovit ca ei, pentru că tata așa mi-a zis. Atunci. Bă, băiete, dacă renunțul la chestia asta, nimeni nu-și mai aduce aminte de neamul nostru. Uite, și mă duc aici. La omul care știe să facă sobe de lut. Se fac ca altă dată. Uite, aici poți să oprești. Este acea cărămidă veche, pus lutul cu mâna efectiv și după a văruit cu var. Uite, costă mai puțin decât un șemineu pe care îl cumperi de la nu știu ce magazin de fițe. Uite cum arată. Toate astea sunt lucrate manual, inclusiv calele de tracotă. I-am dat repede mail omului, domnule, sună-mă, mânc cu sufletul, sună-mă la orice oră, dar sună-mă. Și m-a sunat a doua zi, am și spus, vreau să mă duc în Sfântul Gheorghe, vreau să-mi fac în casă așa ceva, cu lut, bine, fără teracotă, că nu -s... Eu de la țară, nu sunt așa de la oraș. Uite, asta este, este, vechea sobă secuiască cu acele cahle pictate manual. Veche, veche, veche. Acolo se făcea uh, focul, o mai vezi doar în... Bine, asta e făcută numai de design. Era cu fier. Uite. Da. Sunt o mulțime de lucruri faine. Și acum o să rog în regie să meargă pe primul articol de pe blog să vezi ce vând nemții la prețuri astronomice și cu ce se mândresc nemții. Noi am avut lutul sub mână, am crescut din lut, ne-am făcut frate cu lutul știm să-l mânuim, lutul ne iubește, știm să scoatem o mulțime de lucruri din pământ, începând de la cucuruz până la, nu-i așa, sobe. Cine vine la noi, asta vrea să vadă. Că e de fițe, de alea din care apeși pe buton și iese mătasa aia care seamănă a foc cu bec sub ea, ei s-au săturat de asta. S-au săturat și de, nu știu, telecomanda de la perdele. S-au săturat și de televizorul de trimetri. Lor le trebuie să vadă ceva care e numai nostru. Păi, nu i numai asta. Mergi în marginea, lângă Suceava. Mergi la Cucuteni. Mergi la târgul de, de oale de la, la, Iași și acolo ai să vezi că sunt arabele astea pline cu tot ce vrei tu, tot felul de oale scultate, ibrice și străchini. Și alături sunt tarabele cu ochelari de soare din plastic, jucării, cu din... Exact, chinezării. nu știu care are încasări mai mari. Nu știu, dar din fericire românii încă suntem la poveștile României, da? Românii încă mai cumpără chestiile alea. Eu zic sincer că le cumpăr. M-am mutat în Cluj, asta știi. M-am dus la magazin și mi-au cumpărat oale dintre alea din tralea din, știi de pe care sare smalțul, dacă știu. le cap jos. Știu și știu, știu. Alea mi-au amintit mie de copilărie, și știu, eu oalele. Casă. Ai știu, oalele <laughs> care se făceau pe vremea Ceaușescu. Și care le merez mai fain mai că au deja smalțul sărit. Eu trebuie să le scap pe jos să mai sară smalțul din el Nu auz. O pe doamna și enervează și când o să stragă două de pereți cu ele, dacă nu te nimenește, ok. Da, Așa, asta e drept, da. Și uh, uh, eu mi-am cumpărat din și îmi place să mănânc uh, ciorba din uh, străchin din tralea pictate și când le sparg mă și-mi cumpăr altele. Și-ți spun sincer, e 5 lei una. Spre deosebire de vasele de arcopal care sunt mult mai scumpe și într-adevăr o scap pe jos, nu se sparge. Dar la urmă, cum a avut bunica grijă de străchin de alea și de lingurile de lemn de le-o folosit 30 de ani. Știi că bătrânii nu prea schimbau lingura de lemn, rar îi doar dacă o ardeau sau ceva. Și nu s bolnavi, îmbolnăvi nimeni, nu ținu nici microbele, nici euri, nici nimic. Știi care e singurul lucru? Îmi plac alea. eu încă le cumpăr și cel le mai promovez. Mai cel mai vechi lucru din casa mea, și mă uite, chiar asta e o idee. Mă, nu nici conturi bancare pe care să mi le fi lăsat străbunicii, nici nu sonde de petrol pe care să mi le fi lăsat ei. Am o oală de așa, de prin 1800, 800, la începutul 1800, anilor 1800, de care ținem cu dinții. Nu cumva să o spargem. E un pic ciobită. Este efectiv, așa ziceam noi, ulcior. De la cuțâță de aia de băut. Apă. Da, 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 da. Toată lumea a avut grijă de ea, inclusiv în timpul primului război, în timpul al doilea război mondial, în timpul comuniștilor, în timpul revoluției, în timpul democrației. Toată lumea are grijă de ea și vezi e un sentiment ciudat. Că te obligă pur și simplu grija altora să ai la grija ta. Și eu mă întreb. Avem o mulțime de lucruri extraordinare. Putem pune bandă de aia galbenă, cum pun ăștia la televiziune din București, senzațional, halucinant, extraordinar, pe fiecare parte dintr-un sat românesc. Și totuși nu punem pe satele astea, pe părțile astea, ci punem dacă îi se văd chiloții unei vedete de-aia care cântă numai din, din țâțe, suntem în stare să, să dăm la o parte toată televiziunea numai să punem gal, bandă galbenă. Când o vezi da. pe Știi de femeia ce de la asta? Agapia, care știe să facă ceva extraordinar, lasă-mă astea să nu fac audiență. Deși are ar face audiență mai mare. Eu acasă am o icoană pictată pe lemn cu Isus și uh, nu o dau pentru nimic în lume, foarte, foarte, foarte veche și am primit-o și eu cadou de la cineva care tot asemenție, mă, asta e chestia care eu o trebuie să o păzesc în familie, o păzit-o bunica, bunicul, mama, tata și acum păzește-o tu. Și am să o dau și eu la email, la păzit copiilor mei când eu ai avea. Atât. Deci este o chestie care trebuie și păzită, venerată și păzită și atâta tot. În schimb, uh, voiam să zic cu apropo de tipele astea care ziceai tu, uh, cum ai zis, cântă din? Cântă, Cântă din Așa, ok. din gură nu pot. Da, mă rog, dar nu mai... Sincer, nu trebuie să fie asta grija noastră. Grija noastră, dacă tot stăm la televizor, hai să le explicăm oamenilor, nu măi, cum ar fi bine să facem. Uite, dacă închizi televizorul, hai să vezi cât te plictisești. Da? Bun. Și după ce te plictisești... Dacă închizi aceste emisiuni, că nu toate sunt plictisitoare și eu mă uit, nu? Bun. Dacă închizi aceste emisiuni, așa, lumea nu se mai uită la ele. Pentru că automat scade ratingul. Dacă lumea nu se mai uită la ele, ăștia o să zică, hai să facem altfel de emisiuni. Deci, este o chestie simplă. Da, vedem la TV Cultural. L-au tăiat. Păi da, pentru că nu se a uitat lumea la ele, pentru că noi am dat un locuitor. Noi. Ce le au dat un substitut la TV Cultural. E, e superb super. Știi asta? Un gard din piatră. Ăsta este un sat din Alba. Îți place la nebunie, nu? Bineînțeles. Este un sat superb. Toată lumea spune că e superb. Vin oamenii, fi poze dar nu mai locuiește nici măcar un om aici. Este Podeni de județul Alba. Nici om. Le vezi? Nici un om. Au mai să rămas spune de ce nu locuiește. Pentru că ai varianta așa. Te pui în fund și îți de milă și spui lui Băsescu să-ți dea bani. Bani cu care tu te duci și ți iei alimente din supermarket pe care sunt produse românești. Pentru că noi nu avem brandul, le exportăm în străinătate, le primim înapoi sub altă etichetă. Așa. Sau Există varianta, stai în casa asta, te costă mult mai puțin traiu decât la garsoniera ta cu centrală sau fără centrală și cu termopane și ce mai ai tu, și te duci să plan plantezi sigur cartoful. Și atunci românul stă și spune așa, băi, dar mai bine mă plâng de milă. Îmi plâng singur de milă și cer ban statului. Dar deci, pun mâna pe sapă, aibă de o dreacu de treabă. Da, asta facem. Da, asta zic toți. Uite, eu am, am casa asta la Bacău. Și rugam pe unul, te rog frumos, vino, vinde, vino de, de iarba și nu-i mult, sunt 400 și ceva de metri pătrați. Știi cum încep? Uite așa încep. Nu știu, dar azi e sărbătoare, mâine e duminică, poi mâine mă doare undeva și răz, poi mâine lucrez. Dar vino acum, dacă n-ai nimic de făcut. Acum e pe seară, lasă, căutăm o zi când e pe dimineață și pe dincolo. S-a surpat fântâna din satul lui taică meu avea la... și lângă Botoșani o casă la țară cum e gardul aici, unde e copacul acolo, așa era o fântână, da? din piatră, făcută din moș Toată lumea de pe uliță cu 20 ceva de case și lua apă din fântână aia. O fost nu știu ce ploaie cu grindină, mă rog, s-au surpat, fântâna au făcut implozie. Și toate pietrele s-au... Au că... Deci nu mai aveai cum să o desfunzi, trebuia să sapi alta alături. Lângă. Și tai mi-a spus așa, lângă casa lui că că e crâșma lui Tucă așa este toată lumea, crâșma lui Tucă. Probabil că pe, cea, pe acel om îl cheamă Tucă. Nu mai contează. Și tai mi-a zis să eu eram acolo, eram în anul 2 de facultate. Băi băieți, vă dau eu bani. De deci ce o plătesc? Eu cumpăr tuburi de fântână, eu cumpăr lanț, cumpăr găleată și acoperi și tablă și... Dar hai ajutați-mă cu săpatul. A, domnul domn doctor, să vezi că mâine e Ilie, poi mâine e Ilie Pălie, răspoi mâine Foca, dacă muncești pe Foca, ei Foc, dacă muncești pe nu știu ce și speli rufetea dracu, și s o găsit din crâșma aia plină un milion de motive să nu vină nimeni la săpat. O să pa aia, taicmiu care e anestezist și cu doctorul Ilie din Botoșani, anestezie și ăla. Care ăla săracul după servici, după gări, pleca să mai zugrăvească și la o mănăstire din satul lui. Își arunca copiii după gard la grădiniță, iar repede nevasta de pe alt gard, pune o mașină 12 aia la servici, sapă și luată a fântână în curte, că noi am făcut acum fântână în curte, bineînțeles. Ăștia stau așa, rezemați în gard, că n-aveau lopată, că lopata au băut-o, știu ce Dumnezeu a făcut ea. Stăteau așa, bă, dar ce dea bani are eu, o asta, fii atent ce fântână își face. <laughs> și -s, s doi anesteziști care să pau și taimiu râdea de asta că doctorul Ilie venise cu casca de polițist a fiului lui, o cască din traie de plastic de mm -hmm. polițist londonez și stătea în fundul Pământul pământului în... acolo și taimi, băi, ajută-mă ca să-l scot pe ăsta înapoi afară, că el scotea cu găletușa lutul, știi, și dădea lui taimi. Ne temeam de gaze, de dioxid, de carbon. Păi, deci... ceva în cap. Da, exact. Și uh, taim, râdea, uite, bă, parcă i dracu acolo, zici că a făcut și școala asta, știi? Că era negru, uns de lut pe față, etc. E, și în ziua de astăzi, cu, o... cum se zice, vecinii tatălui meu, da, merg la naiba în praznic, e puțin spus ca să-și apă. Evenimentul ăsta s-a întâmplat în 98, eram eu un anul 2 de facultate, 98, 2000, îs ceva ani de atunci, nu? Și de atunci ei merg și acum la naiba în praznic ca să-și apă. Și așteaptă ajutorul social, care să-l bea la domnul Tucă, la Crâșmă. Acum, problema e că în momentul în care nu vine ajutorul social, eu am văzut cum s-a făcut campania vine împotriva lui Băsescu. Nicuța. Hai să spun, nu știu dacă tu ai fost, în, când s-a făcut campania să-l dea jos pe Băsescu, eu ți-am spus, politică nu fac, că nu mă pricep. Dar, dacă tot merg cu mașina pe stradă, văd un banner. Corect. Mă uit la el. E și scrie așa, dați jos hoțul care v-a furat ajutoarele sociale. Hoțul fiind Băsescu. Bineînțeles că ăsta l-a luat ajutoarele sociale. Mă, dar pune tu alt banner dacă vrei să-l dai jos pe Băsescu. Dați-l jos pe Băsescu că nu vă dă locuri de muncă. Nu știu, găsești ceva mai deștept. Deci, nu, dați-l jos pe ăla. Că nu vă mai lasă să frecați menta acasă, în Crâșmă, nu știu. Și îți dai la ce s-a ajuns? Ai... La aproape ideologizarea putorii. Aproape Băi, deci ai cuvântul meu, toată în Moldova. electorale, hamitea. Eu mă duceam în Bacău, Botoșani, Ungure, în 25 de km de Botoșani, unde ai mei stau în căsuța asta bătrânească, genul ălea, reînviată de tata, relipită, reamenajată, etc. Și de la Bacău la Botoșan trebuia să trec. Prin Hârlău, prin Roman, prin Târgu Frumos, prin tot felul de sate plin cu BNR, mai ales în Hârlău, care n-ai cum să învii orașul ăla cu putori, așa, majoritatea oamenilor nu muncesc. O știu din momentul în care am fost agent de vânzări la o firmă de medicamente, mergeam în spitalul din Roman să promovez medicamente. Nu știu ce Dumnezeu mai vindeam eu pe vremea aia. Încă căutam și eu job ca student. Și spitalul ăla era ca în filmele de groază. Știi, niște patru de alea rupte și Ți de acum niște zgomote, niște fantome, ceva care te bântuie locuri vechi din care se făceau experimente? Bun, bă, nu vă trebuie spital, sunteți toți sănătoși. Faceți ceva din nu știu, faceți o casă pentru bătrâni, pentru copii. Nu? Și voi cu preotul din localitatea respectivă mergeți din casă în casă și oamenii strâng de ăla, de ca la Paște, știi, ăla dă o filii de cozonac, ăla dă două ouă roșii, ăla dă o bucățică de pâine, ia că ai hrănit două babe. Și Corect. ai făcut ceva cu, cu, cu spiritul tău de român, da? Dacă tu stai în lopată și spui, a păi, domn doctor, prin căciul așa, mâine ilie, poi mâine ilie pălie, răspoi mâine e foca, nu-i bine să munce. Băi, recunosc că m-o fi bătut Dumnezeu, eu l-am ajutat pe tata de am desfăcut ce mai rămas din fântâna veche și am călcat într-un cui. Ia că n-am murit. m a dus la spital, mi-au făcut antitetanos, treci la muncă. Și a rezolvat problema. Acum, faza, ce am vrut să zic vis a -vis de lucrul ăsta, am rămas absolut stupefiat de felul în care se face politică în această țară. Cum adică dă jos că ți-o furat ajutorul social? Da. Te rog, explică tu, că tu ai mai făcut politică, tu vorbești cu oameni politici. Eu n-am treabă cu Eu coșterea. nu pot să explic decât lucrurile care sunt normale. Anul trecut, sau acum doi ani, veneam și eu de la Iași, am mers, de am pe cineva, și am văzut, lângă Iași, banner, am și stat să-i fac poză, mi-a fost rușine să-l pun, Exact aceeași chestie cu ajutorul social. Da, și mă deci gândeam. Despre... Băi, am fugit de la filmări. Am gătat treaba. M-am purcat de dimineață pe la 3 dimineața să ajung totuși la ea, să cununță. Hai înapoi. Mă duc înapoi la filmări. Mama la pensie merge încă la dispensar. Tata încă sapă în, în grădină. Socul nu ieși la pensie și are, nu știu, vati și porci, și dăle de mâncare și la 5 dimineața se trezește. Mai știu, o mulțime de oameni care chiar muncesc. Și muncesc pentru ei. Cunosc familie care nu cumpără nici măcar pâine. O face în cuptor. Nu din zgârcenie. Din sentimentul ăla că, mă, am ieșit la pensie și ce vrei să fac? Se putrezesc? Trebuie să lucrezi ceva. Da, și dă cu sapa și își pune roșii. Și când am văzut acolo cu, cu ajutorul, ajutorul social, lipeau, puneau benele, le legau de stâlpi oameni de 20 de ani. Și am zis, bă, câtă conștiință poți să ai ca șef de partid, ca ce vrei tu, să-l pui pe un tip la 20 de ani, în puterea muncii lui, în tot ce e mai bun la 20 de ani, în forța aia extraordinară, în loc să îi explici că ajutorul social este ultima variantă, este supraviețuirea, este atunci când nu mai poți face nimic. Ți-au tăiat mâinile, ți-au tăiat picioarele, ți-au legat urechile și gura, tu îl pui pe ăla să promoveze ce? liniștea aia călduță, mocirla, dată de, de, de ajutorului social. La noi e o problemă fundamentală. Care e liniștea Cât e ajutorul social? Nu știu, știu, dracu. Liniștea unii... 100 de lei, două câte? Mă, liniștea aia, păi, mă cu 300 de lei sau cu 200 de lei poți să să-ți cumperi o de vodcă de aia ieftină. Oamenii aia după 200 de vodcă au o liniște, interdoială, dracu să ia, nu știu. De o să mai spun altceva. Problema e la esență. Dacă muncești, statul român îți ia. Dacă nu muncești, statul român îți dă. Asta nu e ok. Și problema nici măcar la statul român. Statul român a intrat într-o conglomerat de asta numit Europa, care face la fel. Europa înseamnă 10% din populația mondială, înseamnă 15% din PIB-ul mondial, dar mai înseamnă și 25% din tot ce înseamnă cheltuială mondială cu protecția socială. Ăsta e baiul fundamental. Că în loc să ne gândim la un fel de nu știu, rentabilizare a tot ceea ce înseamnă principii, filozofie, integrare, am făcut din ele exact cum fac ăștia din Turcia, că ai dat exemplu cu aia care și-a luat o grămadă de asta Am făcut din el un fel de marcă de asta șmecheră. Cunosc și eu și am auzit poveștile când au mers șmecherași de ăștia în Turcia, prin 2000, 2002, 2005. Și erau încântați. Bă, dar pot să zic o grămadă de haine de firmă acolo. Cum mă? Păi este tricou și era treabă. Te ce etichetă vrei să cos pe ea? Dacă vrei scot, îți spun eticheta X, eticheta Y, numai haine de firmă. Și era nici măcar nu-și dădea seama că era un fals ordinar și omul scoase eticheta acolo, să o capsează. Și a zis, bă, cum să fie haină de firmă? Mie îmi spui fii atent ce scrie Și te uitai la el, era fascinat de la de sclipiciu pe care l-a văzut acolo. Și când mă gândești... Și aici cine e prostul, Sabin? Mă, e tot să prost? Tot să Că lipește etichetă pe Dumaia din, din că Nu, arabii sunt foarte buni comercianți. Au fost da, din totdeauna. Cu ei. Da? Primele triburi nomade au fost ale arabilor. Da? Ei au bătătorit drumul mătăsii de la naiba ei. Dar pe de altă parte, ei spuneau povești cu războinici și poezii în jurul focului în deșert. Corret. Pe de altă parte, noi luăm chinezărea la de aici, o vindem acolo, dar avem povești cu ce-a făcut Văru, în Germania. Aia e Aia Și știi care e paradoxul? Nu. Nu am voie să zic firma, dar dacă îți iei, uite asta. Da. Un bilbiger. Ca să nu știe lumea ce firmă e, să mă amendeze pe mine ce ne au. Dacă îți iei un bilbiger de la, de la uh, turci, costă, care e un fals, s-ar putea să te coste mai mult decât dacă ți-l iei de pe net, din America, eu mi le iau din când în când de pe net și au niște prețuri de nimic în dolari, mai ales că noi transformăm în euro, nu? Și te gândești, bă, ai bătut și drumul până în Turcia, ți-ai luat și o grămadă de falsuri, râde lumea de tine pentru că asta vezi, De ce nu ți iei, bă, o chestiune să dragă domnule american, dragă site de vânzări, na 15 dolari și dăm plovă ăsta. Și eu haine hainele de pe mine le am de la un magazin românesc, nu pot să-i spun numele. Dar e în mol în, în Cluj. Și există. Deci există... Eu am venit, de exemplu, cu o mulțime de, de amici din Parlamentul European pe vremea când mai coheream pe acolo. Știți ce și-au cumpărat de la noi? Cămăși de cânepă, cămăși de in și nu mai avea vânzătoarea atâtea mărimi. Că vreau să cumpere câte 5-6, dar nu am decât două. Da. cum putem? Dă mail-ul. Aia săracă s-o spera. Ce mail să-ți dau mânt cu sufletul? Că eu le țes astea. Ci și și acum, prin telefon, încă fac comenzi și și spun unde dacă vrei, în parcare la Voroneț. Asta voiam să zic eu. Astăzi vara am fost acolo, acolo. și nu am avut mărimea mea. Și am spus, aveți site pe internet și ăla s la mine, venea să mă bată. Și am... Era unul, un zdrahon, așa. Zic, domnule, aveți site pe net să-l comand, că nu mai bat drumul până la Voroneț. Îți dau eu numărul de telefon, că e aici. Ah, ok. După emisiune, Publicitate și că... povestim.